Bună seara, dragi telespectatori! Bine v-am regăsit din nou la Perspective Someș TV. Sunt Demeter Daniel și vă invit ca în următoarele 50 de minute să fiți alături de noi pentru o nouă emisiune. Și pentru că suntem în direct, puteți să intrați în legătură cu noi, să puneți o întrebare invitatei noastre la numărul de telefon 0264-431-231. Numărul aveți afișat pe ecran, așa că ori de câte ori simțiți nevoia, puteți să fiți alături de noi și prin telefon. Suntem învățați cu cotidianul. Avem obiceiurile noastre, tabietele noastre, programul nostru, ritmul nostru, ne simțim bine în ale noastre și cultura noastră. Și uneori credem că avem impresia că le cunoaștem pe toate. Seara aceasta însă o să facem o incursiune în timp și spațiu pentru a descoperi că de fapt nu le cunoaștem pe toate. Și sunt multe lucruri care sunt departe de noi, poate nici nu le-am auzit, nici nu le-am văzut, n-am auzit de ele. Avem multe de învățat. De asemenea, uneori avem nemulțumiri. Pur și simplu nu suntem mulțumiți pentru că nu avem o mașină nouă sau nu avem o casă nouă sau nu avem cine știe ce. Sau suntem nemulțumiți pentru că haina care am cumpărat-o n-am fost atent și tocmai nu mi se potrivește cum trebuie și așa mai departe. E bine, în seara aceasta aș vrea ca aceste nemulțumiri să le risipim odată și pentru totdeauna. Pentru că e foarte important să înțelegem că viața este mai mult decât ceea ce se vede cu ochiul liber. În seara aceasta o să facem o incursiune în timp și spațiu, așa cum spuneam, și o călătorie virtuală, de asemenea, într-un loc foarte îndepărtat de zona noastră, respectiv Cluj. Alături de mine în studiu este doamna Hana Bota. Bună seara! Bună seara! Bine ai venit, Hana! Cu tot drag! Licențiată în teologie și filologie, absolventa unui master în etnologie și folclor, doctor în... Spune-mi, Hana, ajută-mă. Antropologie culturală. Antropologie culturală. Ți-am zis să nu citești toată lista. Și așa mai departe, poet și prozator, colaborează cu diverse reviste din țară și străinătate. Avem în seara aceasta alături de noi o persoană foarte citită, foarte cultivată, umblată în lumea aceasta, care preț de un ceas va fi alături de noi să ne povestească câte luștele. Hana, îți mulțumesc că ai venit alături de noi. Cu tot dragul. Am venit pentru că vreau să împărtășesc ceea ce știu, am văzut și ceea ce alții nu au șansa să vadă decât poate intermediat prin cei care au avut șansa și eu, uite că am avut. Șansa și-o face omul, într-o oarecare măsură. Mă rog că nu te-a luat Duhul și te-a dus cine știe pe unde, ci pur și simplu ți-ai făcut. Și dacă m-a luat și m-a dus. Nu știu, tu trebuie să ne spui. uneori nu ne facem singur șansele și eu m-am gândit că eu aleg, da? Te trezești uneori în niște conjuncturi care, la un moment dat, pe care la un moment dat nu tu ți le ai hotărât, gândit și te gândești de ce ești acolo, de ce faci ceea ce faci, de ce tocmai cu persoana cu care faci, știu eu, anumite lucruri. Eu când am pornit, că acum vorbeam tocmai despre călătorii, când am pornit în Vanuatu, am crezut că eu am hotărât lucrul acesta. Abia acolo mi-am dat seama că parcă lucrul acesta îl hotărâsem într-o perioadă nedeterminată. M-am trezit că sunt acolo și mi se părea că exact așa trebuie să fie. Ești o persoană prietenă cu condeiul, cu cartea, cu literele, cuvintele, îți place, te simți bine în largul tău, în lumea versurilor și a prozei. Știu lucrul acesta din moș strămoș. Spune-mi, ce te-a determinat să faci călătorii? Care a fost motivul, dorința și scopul tău? Știu că ai călătorit foarte departe undeva în insulele Vanuatu. Unde este, de ce, etc.? Te rog să ne povestești câte ceva. Ai pus 500 de întrebări. Așa, le luăm pe rând, da? Unde este Vanuatu și ce te-a determinat ca să mergi acolo atât de departe, la capătul lumii, pur și simplu? În primul rând, mai mult decât iubesc cuvintele, deși le iubesc, poezia, literatura, cititul, mai mult decât iubesc cărțile, deși chiar le iubesc, iubesc pe oameni. Și lucrul acesta m-a determinat să merg, să caut, să văd. În introducere vorbeai despre etnocentrismul nostru, adică gândul că stând aici, învârtindu-ne doar în cercul nostru strâmt, credem că toate lucrurile sunt la îndemâna noastră, că le cunoaștem pe toate, că toate sunt cum sunt și așa trebuie să fie și că ceea ce gândim, facem, creăm, considerăm noi sunt lucrurile cele mai importante și aici este centrul pământului. Și mai rău e atunci când începem să credem că noi suntem buricul pământului. Exact, deci noi suntem centrul pământului. Exact. Pentru... Atunci ai bai de tot. Da. În momentul în care suferi de acest etnocentrism, e bine să iei o gură de altă cultură, să ieși,
Lucrul acesta l-am experimentat pe pielea mea. Am fost în Africa, Europa e mediul nostru, deci Europa ne este foarte cunoscută, ce să zic, că am fost în Europa. Din Scandinavia până în Italia, partea... Deci Europa, oriunde suntem, suntem acasă. Dar în momentul în care pășești în Africa, în momentul în care pășești în Asia... E o altă lume. Da. Și pentru că am apucat să merg și prin India și până în Pakistan și... Dacă treci un pic și mai încolo, cum s-a nimerit să ajung până în insulele Pacificului, atunci îți dai seama că etnocentrismul nostru este o boală și că trebuie să scapi de ea. Sindrom. Da. Că cel mai bine ar fi să îți vezi lungul nasului și să-ți dai seama că multitudinea de populații și de culturi dau umanitatea. Și că nu noi suntem centrul umanității, nici Occidentul. Și nu mă refer la România, nu mă refer nici la America, ci la toate acestea împreună. Noi, dacă zicem că suntem omul occidental, noi credem că noi trebuie să transferăm cultura asupra altora. Cei care nu sunt ca noi nu sunt oameni civilizați. E adevărat, au alt gen de civilizație. Dar acest alt gen s-ar putea să fie sau să aibă caracteristici mai bune în unele direcții decât le avem noi. Ți-ai luat un doctorat în antropologie. Ce te-a atras atât de mult în acest domeniu? Omul. Deci, ce vrei să descoperi în om? Că ai familie, ai deja, cred că am știu. Da. În momentul în care m-am hotărât să merg în Vanuatu, m-am hotărât nu doar pentru studiu, le-am combinat. Primul gând a fost al scriitorului. Eu sunt o trăiristă. Asta o spun oriunde, mediu scriitoricesc sau nu. Scriu din imaginație, pentru că am și imaginație. Sunt creativă, dar toate acestea pentru mine sunt false dacă nu reușesc să le combin cu trăirea. De aceea am nevoie să trăiesc, am nevoie să văd, am nevoie să pun mâna, să gust. Nu-n ideea că n-aș crede că este așa, dar o trăire se transmite, se poate transmite din punctul meu de vedere altfel decât imaginația. Tu vrei să vezi la fața locului cum stau lucrurile, nu doar da. Imaginea virtual. Da, da. Și din cauza aceasta m-am hotărât la un moment dat. Fusesem în India și am scris o carte despre India, dar nu apucasem să o public. Și nu eram mulțumită doar cu civilizația indiană din punctul de vedere al occidentalului. Cartea o am aici, acum e publicată cartea, este ultima mea carte, dar sunt pe Gange. O să ajungem un pic mai încolo în timpul emisiunii. Le luăm pe rând. Asta îți place ție. Ok. După ce am fost și în Africa și scrisesem o carte despre Africa, dar mi-a venit gândul că trebuie să găsesc civilizația cea mai îndepărtată de ceea ce suntem, gândim noi ca occidentali. Acum pun și România în Occident. Oricum, stilul de gândire e cam pe acolo. Așa că m-am gândit care este populația la care aș putea să ajung, că s-ar putea pe pământ să fie populații mai la distanță mai mare și nu geografic vorbind, ci ca nivel de parcurgere în civilizații. Mai în spate. Da. Care era mai în urmă. Poate că mai sunt. Posibil, dar nu mulți. Nu mulți. Amazonul are da, foarte da, multe da, de oferit da, da. Și mă mai gândeam la boșimanii din Africa. Să de fapt, acolo am vrut să merg prima dată. Am văzut un documentar nu de mult unde se prezintă că undeva în bazinul Amazonului, în pădurile alea nesfârșite, pare că ar mai fi anumite civilizații, triburi atât de izolate încât n-au fost încă atinse. Încă descoperite. Descoperite. Da. Au fost vizualizate, localizate din avion, dar n-a fost nimeni la ei, așa că poate și ei încă nu știu că existăm. Încă nu știu ce e pe pământ. Păi cred că avioanele sunt păsări zburătoare, știi? Și îți dai seama ce panică au când coboară pe jos avioanele. Bun, deci cred că în Amazon, dar n-aveam cum să ajung acolo. Acolo e mai rău. E mai greu și să nu uităm, am fost singură. Deci singură, fără echipă, fără altcineva să ți-ai rucsac în spate și să te duci să-i cauți. Adică ar fi încumetare. N-aș face așa ceva. Oricum și în Vanuatu mergând nu m-am dus fără să știu exact unde mă duc, de ce, când, cum, care e programul. Da, știam acolo. De acasă exact. Dar ai fost singură, singuric acolo. De ce nu te-ai luat măcar pe cineva, să știu, soțul sau... Nu, el nu circulă. El susține cultura prin nevastă. Trebuie să ne ajutăm reciproc. Eu îi țin scara lui. Știi așa. Că dacă asta ar fi cunoscut, dacă cineva urcă pe scara socială are în spate trebuie, o femeie puternică, trebuie, da, și invers. Și invers. Eu îi țin scara lui pentru ceea ce are de făcut. El îmi ține scara mie. Felicitări. El este primul meu fan, dar nu vine cu mine, nu călătorește împreună cu mine. Odată că e mult mai domestic și l-ar speria așa încumetări. Pe de altă parte, mie mi-e mult mai la îndemână
să am libertatea aceasta de mișcare, să nu trebuiască să mai am grija cuiva. Adică tu să ai grija lui și nu e a ta. Da, tu știi că femeile sunt foarte practice. Ce mâncăm, cum mâncăm, cum ne organizăm și așa mai departe. Da, iar băieții știu un singur lucru. Ce mâncăm acum? Ei doar întreabă acum ce mâncă și soția trebuie să știe pe toate. Bun, astea, așa în paranteză. Ok. Dar nu de aia m-am dus singură pentru că nu luam soțul sau familia, oricum în astfel de demersuri culturale preferam să fiu în elementul meu, ci pentru că două persoane cu care organizasem această ieșire în Vanuatu, care deja erau acolo, în momentul în care eu mi-am primit deja viza de Australia și mi-erau biletele cumpărate și aveam examen de doctorat dat, intrasem cu tema aceasta de studiu în insulele Pacificului, în momentul acela lor li s-a terminat viza. Le-a expirat viza. Colaboratorilor tăi. Da, ei deja erau în Vanuatu de 4 luni. Aha. Și 4 luni poți să ai viză de turist. După aceea trebuie să ai viză de voluntar. Ei depuseseră actele pentru viză de voluntar, lucrau ca voluntari acolo și li se promiseseră prelungirea vizelor. Lucrul acesta nu s-a împlinit, nu s-au ținut de cuvânt și urmau să fie scoși cu cătușe la mână dacă ei vor să... pentru că într-adevăr au făcut presiuni să mai rămână. Și atunci au zis că vor mai putea să rămână doar dacă stau în închisoare, deci nu m-ar fi fost de ajutor sub nicio formă. Înțeleg că ei au trebuit să iese pentru că le-a expirat viza, da. În timp ce tu tocmai te dusesem. Tocmai, încă nu mă dusesem, încă eram acasă, mai aveam o săptămână. Și atunci în săptămâna aceea trebuie să hotărăsc. Mă duc singură și facem cruce pe drum și rămân acolo de capul meu sau renunț la tot. Și te-ai dus înainte? Acum, ca rezultat, pot să știi că m-am dus înainte, dar atunci, într-adevăr, a fost o problemă foarte serioasă. Mă duc și rămân singură între băștinași, nu cunosc pe nimeni. Sunt sate izolate în care trebuia să mă duc și am și fost și să locuiesc între ei și să fiu singura albă și singura femeie. Este o zonă din altă lume. Altă lume. Bun, un studiu științific de doctorat antropologic între populația din Vanuatu. Hai să vedem unde este Vanuatu. Ne spusese ceva. Am adus și niște, știu că ai adus niște fotografii. Da. Așa că dacă cei din regie sunt pregătiți să ne pună câteva fotografii, rog să ne ajute. Să vadă și telespectatorii noștri unde este Vanuatu. Eu n-am fost niciodată acolo. Am căutat și eu pe hartă ceva. În momentul în care am aflat că voi merge în Vanuatu, n-am știut ce asta, pentru că atunci când făceam noi geografie la școală, se numeau Noile Hebride. Așa că pe hartă se vede că este dincolo de Australia, am mai mers din Australia încă 5 ore cu avionul, dincolo de Noua Caledonie. Undeva așa, în zona sud-estică a Australiei? În paralel cu Australia, da, dar mult pierdute undeva în Oceanul Pacific. Așa, hai să vedem ce avem aici. Uite că avem câteva fotografii. Opa, au dispărut. Așa. Da, este o zonă idilică. Aici sunt într-o pirogă a pescarilor. Ei își cioplesc piroga dintr-un trunc de copac și pescuiesc piroga pe Pacific. Asta e un fel de canoe, dar e pirogă pentru că are brațele acelea de susținere ca să nu se răstoarne. Am văzut la televizor. Da, mai eu m-am dat în pirogă. Asta va fi un apartament de lux ceva. Da, acestea sunt casele, mă rog, colibele în care locuiesc, în care am locuit și eu. Sunt vanuatesc de pe insula Tana. Aici suntem pe insula Tana, este o insulă solară, extrem de frumoasă, dar care a avut zona cea mai canibală. Erau cei mai feroce, pentru că era o zonă foarte de dorit și atunci războiile intertribale erau destul de puternice și se întărise acest obicei, dar este un obicei de mult lăsat în urmă. Canibalismul. Da, de acum 40 de ani oficial s-a înregistrat ultimul act. Te-au informat cei de acasă când timp ce ai fost acasă sau te-ai convins acolo, că dacă ești într-un noi înseamnă că ai dreptate, dar nu ți-a fost frică că vreunul pune? Sunt foarte pașnici, sunt extrem de pașnici. Dar, adică mâncau oamenii în mod pașnic, da? Mâncau oamenii în mod pașnic, cam asta ar fi ideea. Fără violență. Canibalismul era ritualic la ei. Așa. Era din cauza unor credințe, care în mare parte sunt părăsite. A pătruns creștinismul și au schimbat obiceiurile, dar în unele zone în care s-au păstrat religiile tribale, sigur, nu este vorba de canibalism. Uite, de exemplu, ei refac sărbătoarea canibalismului. Am participat la astfel de sărbătoare în care ei reiterează lucrul acesta. Prind pe unul, îl duc lângă un copac, îl leagă, ei îmbrăcați
războinic, adică cu niște frunze în jurul șoldurilor și cu săgeți și cu sulițe de lemn și așa se vopsesc, se vopsesc. Preferă o vopsea albă, că ei oricum sunt mai negricioși, nu se mai vopsesc în negru. Negru nu se vede. Deși se tatuează, le plac tatuajele și fac tatuaje cu culori închise. Li se pare că e frumos. Cred că înainte lucrurile acestea aveau rol ritual. De aici sunt cu... Da, uite, sunt aici cu fiul șefului de sat, Nouca îl cheamă, era bărbatul care m-a primit în sat în mod oficial, pentru că nu poți intra într-un sat fără să faci față într-un mod onorabil, oficial, duci cadouri, primești cadouri, am fost primită între ei. Deci au și ei un protocol. E atât de complicat, societățile astea băștinașe au o ierarhie extrem de complexă, cine lângă cine se așează, cine cu cine vorbește, pentru că altfel nu viază societatea. Este un fel de prânz sau ce, să mănâncă împreună? Da, ei când m-au primit în sat au dansat un dans ritual ca să-mi arate mie, i-am rugat frumos, pentru că în mod normal nu-i voie să dansez decât la ceremonie și atunci vin spiritele și nu poți să provoci spiritele oricând că a venit o femeie albă și are chef să vadă dansul. Auzi. O să vedem dansul dacă o să fie dat mai târziu în regie. Da. Dar după ce au dansat, s-au așezat să mănânce, este o masă tot ritualică, pentru că era musafirul între ei, dar eu n-aveam voie să mănânc cu ei, erau bărbații separați. Din așa cauza ierarhiei, da. N-ai fost suficient de prețioasă și valoroasă între ei. Mai trebuie să mergi de câteva ori ca să avansezi ierarhic. Dimpotrivă, în schimb eram femeie. Dacă aș fi fost bărbat, atunci probabil m-ar fi primit. Deci există diferențele astea între bărbați și femeie ca la Islam. Deși în mare parte mie mi s-au permis o serie de lucruri care nu ar fi fost permise femeilor din politețe, probabil. Nu, că nu cunosc noțiunea de politețe. Adică în felul nostru. Ce spui aici, politețe înseamnă ceva pentru noi. Acolo înseamnă altceva. Nu politețe, ci din cauza faptului că mă surclasau oarecum societăților. Eram albă, eram superioară. Îmi pare rău să spun lucrul acesta, ei așa simt. Deci ei se simt inferiori albilor. Da, pentru că albii au avut grijă de-a lungul interacțiunilor cu ei să-i facă să simtă că ei sunt inferiori. Ca peste tot, și de obicei. Lecția au transmis-o din generație în generație, dar oricum au un foarte mare respect față de omul alb, chiar dacă uneori respectul acesta se manifestă și cu distanță. Țin distanța pentru că știu că omul alb profită. Uite, văd aici niște fotografii, tineri îmbrăcați. Da, ești tu acolo sau e altcineva? Da, eram eu, vopseam o fustă, o fustă de iarbă. Albă. Iar domnul acesta din fotografie îmi duce rucsacul meu și este ghidul meu, un băștinaș, cu care am putut să merg și toate bagajele. Unde vedeți bagaje, sunt doar ale mele, ei n-au bagaje. Ei iau la drum o macetă, își iau o bâtă și asta e tot. Bine, ei n-au călători din Europa. Dar ei nu trebuie să se spele pe dinți, ei nu trebuie să poarte hârtie igienică, nu trebuie să aibă haine de schimb, ei nu trebuie să aibă un caiet ca să-și scrie notițele, nu trebuie să aibă mâncare. Ce găsesc? Pe drum, prin pește? Atât de natural trăiesc și se hrănesc. Exact, în momentul în care mergeam într-o călătorie, într-un minut ei erau gata. Pentru că aveam maceta la mână și atât. Și erau goi, cu o cârpă în jurul șoldurilor. Da. Ori eu aveam o serie de bagaje, sac de dormit, cort, saltea pneumatică. Eu mergeam cu cortul, cum să merg altfel? Mergeam ca un european și așa că ei trebuiau să-mi care bagajele. Sărace oameni, ai pus la muncă. Da, muncea tot tribul pentru mine, adică tribul, satul în care eram. Totul se învârtea în jurul meu. Vreau să spun că Nu au evenimente. Am fost evenimentul anului sau evenimentul cincinalului, nu știu, urmează să vorbească 5 ani după aceea că a fost Hana și ce s-a întâmplat, pentru că lucrurile acestea le-am observat acolo. Un eveniment de genul unei căsătorii presupune o discuție de 2-3 ani după aceea și raportare la eveniment. Mm-hmm. Evenimentele fac viața și în felul acesta numără anii de la evenimente, nu numără în cifre, numără foarte interesant. De la eveniment foarte, la eveniment. Foarte interesant. Evenimentele fac viața. Numai noi trăim artificial de la o dată la cealaltă. Să știi că n-au greșit prea tare. Da. N-au greșit prea tare. Știu că am fost acolo. Ce fac oamenii acolo? Ia să vedem. Aici cântă și se acompaniază cu bețe de bambus. I-am rugat să cânte. Eram în colibă, ploua tare și zile întregi a plouat și atunci totul se întâmpla în colibă. Aici suntem pe o altă insulă, se numește insula... Suntem în satul, cred că să nu confund,
da, spui pe Spiritul vrei, Santo. Spui ce vrei, oricum, oricum, dar nu că se poate, oamenii se pot uita pe hartă, pe Spiritul Santo, într-o zonă mai izolată pe munte, și acolo ploua, venise deja perioada ploilor și totul se întâmpla în colibă. Se fuma în colibă, se gătea în colibă, se împleteau rogojini în colibă, tot ce se întâmpla era în colibă. Mi-era foarte greu să filmez. Era prima zi în care a ieșit soarele și ne-am dus la vânătoare de șopârle, pentru că este una din delicatesele pe care le consumă. Șopârlele? Da, da. Ceva asemănător cu ce se vede în fotografie? Nu, șopârla asta a urmat să fie mâncată la cină. O, sărac. Și Jonah, care are în mână șopârla, el a avut parte de friptura de șopârlă și a încercat, uite aici are codița deja în gură, este Jonah. Jonah a fost copilul șefului de trib, era un copil atât de inteligent cu care puteam comunica, făcuse din sat, era singurul care făcuse 3 ani de școală. Cu Jonah puteam în engleză. Știa în rest, engleză. Da, pentru că făcuse 3 ani de școală. Și puteam să mă înțeleg cu el. În schimb, era cu mine Jonah ghidul. E băiat sau fata? E băiat. Jonah, dar sună așa feminin pentru mine, sau urechea mea. Acum, numele e Zona. Au un nume de ale lor. Am, așa, ok. Bun, și, dar în scris era cu G. Cu, Jonah. Da, așa, Jonah. Uh-huh. Și atunci, mai americanește. Da, îi ziceam Jonah, deși în sat îi ziceau Zona. Uite, de exemplu, aici sunt fetițe, dar nu întotdeauna ați pus da seama, mi-a trebuit 2 săptămâni să deosebesc fetițele de băieți, pentru că fac iesului la fel. Nu dădeam seama din expresii care e băiat fată, doar în funcție de îmbrăcăminte. Fetițele purtau un anumit alea fel. Alea două fetițe acolo în fotografie? Da. Așa. Să ne dumirim. Mâncăm ce e? Ce mâncați acolo? Ce e? Smântână, făină, ce e acolo? Nu, e taro. Este o rădăcinoasă. Am mâncat dimineața la mea și seara taro, timp de 10 zile. Ce e taro? Este o rădăcinoasă sub forma unei țeline pe care o fierbeau sau o coceau, o pisau sau o mâncai nepisată. O cultivă e acolo? E o cultivă, da, da. Sus pe munte nu multe produse se pot cultiva și de aceea mi-a fost așa de greu să pot să rezist să mănânc de 3 ori pe zi. Taro. Da. Pentru că șopârle nu serveam. N-ai adus acasă? Șopârle n-ai? Nu. M-am ferit. M-am gândit că o idică. Nici n-am experimentat niciodată treaba asta, dar poate mi-e faci curios, să vedem. Jonah tot încerca să mă convingă că are gust de pește și că e așa de bun și avea carne albă ca și peștele. Mie mi-era frică de o indigestie. Recunosc că nu cumva acolo sus să pățesc din cauza, știu... De fiind organismul obișnuit, da, mănânci minunii, da, de alea. Sau să nu fie greață, din cauza asta. Și atunci n-aveam cum să mă feresc, cum să cobor apoi de pe munte, ei nu mă puteau... Complicat. Eram foarte... Și cu tară cum te-ai descurcat cu rădăcinoasa? E legumă, sau mă rog, e ceva natural. E carbohidrați. N-ai adus una ca să îi dai și lui Titus să vadă și el cum e tară? Știi că nu te lasă australienii să aduci nimic de dincolo, m-au controlat și pe tălpile de la Adidas. De ce? Sunt așa geloși să nu cumva să avem și noi ceva de la ei? Nu cumva să contaminăm zona. Așa că dacă am adus câte ceva și acum am să spun că, uite, am adus, de exemplu, și de aceea am venit așa, în emisiune, spune, cu colierul acesta de semințe. Mi-a fost dăruit la un moment dat în satul acesta solar, despre care vorbeam înainte, pe Tana, acolo unde au dansat. Și când se ies din sat, o femeie a fugit după mine și mi-a dăruit colierul de semințe. Dar ca să pot să-l aduc în țară, a trebuit 3 ani să-l țin la fumigene, 3 zile să-l țin la fumigene, ca nu cumva să fie plin de bacterii și așa mai departe. Am adus și o mască. Aia e de acolo? Da, dar nu dintr-un sat. Un fel de suvenir din Vanuatu? Nu era făcut cum, de exemplu, colierul meu. S-au adus fuste de iarbă, s-au adus poșetuțe împletite și ce lucrează ei. Mm-hmm. Acelea le-am adus chiar din sat unde am locuit și le-am făcut împreună cu ei, ceea ce folosesc ei. Dar masca rituală nu pot lua, pentru că în momentul în care o mască, de exemplu, participă într-un ritual de sărbătoare, după aceea este distrusă masca, pentru că devine tabu să nu fie atinsă. Poți să vă un pic. Dar masca asta văd că e din lemn, dar e o fabrică acolo sau... Da, o cioplesc de toate formele și de obicei cioplesc măști urâte ca înfățișare, foarte expresive, dar urâte, ca să sperie spiritele rele sau pentru că sunt înfățișate aceste spirite. Mai urâte ca ce avem noi Halloween aici? Cam asemănător. Cred că de acolo s-au inspirat. Dar ele devin tabu. Ele trebuie distruse ca nu cumva cineva punând mâna după aceea să aibă repercusiuni negative asupra vieții, să știu, să ne vin spiritele și revendică da, masca. Da, deci tot timpul sunt, da, lucrurile sunt în jurul credințelor spiritelor. Din nefericire, uite, poți să vezi și... Ia să văd ce e...
Așa, sunt dezinfectate, da, dacă tu le-ai luat, nu ce e ok. Sunt chiar drăguțe. Și astea le fac tot ei? Da, și le perforează semințe. Dar nu știu ce fel de semințe. Astea sunt semințe naturale? Da, da, da. Poți să le și mănânci, mănânci. Uite ce pitorești sunt. Foarte mult le place să se împodobească, în special bărbaților. Bărbații sunt mai împodobiți decât femeile. Serios? Invers ca la noi. Cocoșul, păunul. Cocoșul, păunul, da. S-au inspirat din natură. De exemplu, când făceam o poză, nu mai vedeai cum un bărbat sare repede în boschetul de alături, își rupe o floare, pune după ureche. Punea ca să fie mai împopoțenat. Să-și facă poză. Da, e foarte faină. Să știi, n-aș fi ghicit că e de acolo, nici dacă mi-e fi. Da, puteam să o păstrez la gât și tu n-ai fi știut. Nu, eu oricum nu sunt foarte, foarte atent la detaliile astea. Dragi telespectatori, discutăm împreună cu Hana Bota despre experiența ei din Vanuatu, o călătorie de studii antropologice, o sumedere de lucruri noi pe care le-am aflat. Din nefericire trebuie să luăm o scurtă pauză, timpul ne presează, a trecut deja foarte multe minute, rămâneți alături de noi pentru că în partea a doua a emisiunii o să avem multe alte lucruri interesante despre călătoria ei și informații vis-a-vis de locuitori din Vanuatu. Rămâneți alături de noi și nu umblați la telecomandă. Am revenit, dragi telespectatori, suntem în direct alături de dumneavoastră la emisiunea Perspectiva aici pe Someș TV. 0264-431-231, numărul de telefon la care ne puteți apela dacă credeți și simțiți nevoia aceasta. Să puneți o întrebare. Stau de vorbă în platou cu Hana Bota, scriitor, călător, nici nu mai știu pe care să le spun, antropolog, care a făcut o vizită în Vanuatu, tocmai în capătul pământului, pentru a-și întregi studiile și pentru a câștiga o nouă experiență. Am văzut niște poze în prima parte a emisiunii și m-a impresionat modul în care oamenii aceia trăiesc cu totul și cu totul natural, fără îmbrăcăminte, fără nu știu ce, fără igienă personală. Cum se poate trăi, de exemplu, fără să te speli? Pentru mine este ceva cu totul și cu totul inacceptabil și imposibil de imaginat. Dacă nu te speli o zi, seara simți că se desprinde pielea de pe tine. Înțeleg. Tu gândești din punctul de vedere al omului. Eu n-am fost acolo, trebuie să mă iert că pun întrebări de astea așa de... În momentul în care am încercat să le explic că ar trebui să spele pe mână înainte de a mânca, m-au întrebat de ce. Pentru că sunt murdari. Și ce? Păi se îmbolnăvesc. Nu, ei nu se îmbolnăvesc. Cu ce se îmbolnăvesc? Păi sunt bacterii. Ce să le bacterii? Nu sunt. Nu le-au văzut. Nu. Nu le-au văzut. E adevărat că sunt destul de izolați și bacteriile lor, sau au anticorpi pentru bacteriile lor, pe de altă parte ei nu se murdăresc cu lucruri cu care ne murdărim noi. De exemplu, murdăresc cu pământ, cu alimente în timp ce gătesc, lucruri care sunt naturale, cu cenușă. Dar nu vin din oraș să fi pus mâna pe toate barele în autobuze și așa mai departe, să zici că ai luat, nu știu câte... E un cerc închis, practic, doar ei și atât. Da. Numai tu dacă nu ai dus ceva de afară care să fie european. Și în momentul în care m-am dus, eu eram un posibil focar de infecție și când au venit albii, au fost un adevărat focar de infecție, aproximativ prin anii 1800... 60, când, după ce au fost ei descoperiți de capitanul Cook, și au mers albi, au dus cu ei pojarul. Ce s-au tratat? Și s-au tratat cu moarte. Cu moarte. Deci, în momentul acela, insulele aveau o populație de vreun milion de oameni și au scăzut la 40.000. Numai pentru că a venit albi. I-au exterminat. Pentru că nu aveau anticorpi pentru organismul o boală lor atât. Nu fusese pregătit pentru... Pentru rujeolă. Da, și gripe. Noi o banalizată. Da, da. Așa că eu eram mai mult pentru ei o sursă de infecție decât ei între ei. Dar pentru ei igiena nu are valoarea sau nu există ca și noțiune că au hainele pătate, cei care se îmbracă în zonele de oraș, că se îmbracă, sau în satele în care este școală, se îmbracă. Populația creștină, ca prim semn că s-a creștinat, este semnul îmbrăcăminții, se îmbracă. Oamenii se îmbracă. Da. Abia în zonele mai izolate, în care și-au păstrat religiile ancestrale, își păstrează și acest... își păstrează nudismul. Pentru că este o, da, este o cerință oarecum, o cerință a spiritelor. Ei îmi spuneau că
spritelor nu le place îmbrăcămintea pentru că este o găselniță occidentală, nu este și a lor. Spiritele sunt orientale și nu sunt sunt ai lor, sunt spiritele lor. Aha. În momentul în care spune că există diferențe de credințe, zice, sigur, tu poți să crezi ce crezi, pentru că ești albă, dar noi suntem negri și noi credem ce trebuie să credem aici. Clima le permite să nu se îmbrace? Clima le permite să nu se îmbrace, le permite să fie leneși, dacă gândim din perspectiva occidentală. Eu am crezut la un moment dat că sunt leneși, în sensul că nu fac nimic. Nu fac mare lucru. Trăiesc de pe zi pe alta. Da, și nu au nevoie să pună deoparte alimente, nu este iarnă, nu trebuie să adune alimente. Crește bananierul acolo lângă ei, întind mâna, iau banana, întind mâna, iau portocala, oceanul îi prinde pești, întind mâna, prind peștele aproape cu mâna. În momentul în care mergi în grădini, e un teren extrem de fertil. Cresc produsele uriașe, mari, le ajunge. Și oricum este cald, nu știu să conserve nimic, deci nu știu să pună sare pe pește, să facă saramură. Deci peștele de azi pe mâine nu stă. Mâine trebuie să prinzi alți pești. Alți pești. Ca urmare, de ce să prinzi astăzi mai mulți? Oricum n-ai cui vinde, prinzi cât mănânci. Până la urmă au dreptate felul lor, nu? Și atunci trăiesc foarte lejer și fără stres. Sunt oameni atât de calmi, atât de veseli, râd în continuu, au timp. Și mi-a spus șeful de trib, în momentul în care am avut o discuție filozofică despre timp, zice că voi occidentalii doar alergați, voi nu știți ce este viața, n-apucați să trăiți oricât de mult trăiți, zice, noi avem aici posibilitatea să trăim pentru că deținem timpul. Voi foarte l-ați pierdut. Interesant. Și mi s-a părut deșteaptă. De bun simț, da, și de bună, da, augură. Și foarte bună observație. E adevărat că acest șef de trib, îl cheamă Iapani Chiauris, a avut parte, cu vreo 10 ani în urmă, vorbind de acum, de o călătorie în Europa, ceea ce pe mine m-a șocat. Era sadul acela în care, în poze, ai văzut înainte, ei stăteau un grup și mâncau bărbații. Mm-hmm. Unul dintre ei era șeful de trib. Șeful de trib, când am mers în sat și le-am dat darurile și le-am povestit de unde vin din Europa, dădea din cap și știa. Am gândit, da, zic, și știi tu ce e Europa. Da, dădea din cap, eu povesteam, el dădea din cap, ghidul mă traducea. Și la un moment dat ghidul îmi spune, dar el a fost în Europa. Și atunci îmi povestește că, într-adevăr, acest Iapani Chiauris a avut parte de o ieșire din aceasta culturală. Anglia, ei fuseseră colonie engleză. Vorbea în limba engleză? Nu vorbea omul în limba engleză. Ghidul meu vorbea. Da, aveam un profesor de-al lor, un băștinaș care știa engleză. Și el a venit în Europa să vadă cum stau lucrurile cu europenii. Da, șeful acela de trib a fost împreună cu alți patru vanuatezi, prins într-o manifestare asta culturală și l-au adus în Europa, l-au îmbrăcat și omul a văzut Europa, s-a șocat, bineînțeles, de ceea ce a văzut. Au fost date emisiunile pe Discovery și când a venit acasă, undeva peste 3 luni, întâmplător, dau de o emisiune care se numește Băștinașii. Și îl văd pe Ieni, al meu, șeful de trib, cu vreo 5 ani mai tânăr, îmbrăcat la costum, frumos, aranjat, nu-mi venea să cred, dar imediat într-o altă postură, îmbrăcat doar cu acea cârpă în revenit jurul șoldurilor. Origini. Da, și într-un cerc de englezi distinși și mi s-a părut că nu este potrivit să-l țin acolo gol, numai ca să vadă cum arată un vanuatez în spațiul lui original. Da, hai să vedem ce poze avem aici. Uite, mai avem câteva fotografii pe ecran. Uite, acolo într-o farfurie se vede rădăcina de taro. Deci aia mâncam eu de 3 ori pe zi. Forma e originală, înțeleg. Dar fiartă. Așa că nu arată prea bine și nici gustoasă nu e, așa poroasă și la un moment dat nu ce mai... Ce fac acolo? În ceaunul ăla pisează rădăcina? Piseam tot taro, da. Acolo pisăm împreună taro, împreună cu preotul satului. Uite, te-ai pus și tu la muncă acolo, te-ai băgat. N-aveam ce să fac, trebuia să contribui cu ceva să-mi treacă timpul și nu numai, ci ca să pot să stau între ei, să fiu asimilată. Da. Și fiind singură, chiar m-au asimilat, am gătit cu ei, am stat în colibă cu ei, am mâncat cu ei. Vedeți, eu sunt îmbrăcată și aveam și jachetă. Și ei sunt goi. Nu ți era cald? Sau? Nu. Deci lor le era, cred că, frig. Acum, cât or fi de obișnuiți, toți copilașii erau răciți, toți tușau, toți scuipau în jur și cred că erau cu TBC. Ai rezistat ca să nu te răcești și tu între ei? N-am răcit pentru că eu mă îmbrăcam, eu aveam haine. Bun, dar mediul ăla lor... Da, veneau copilași să lipeau de mine, ei erau umezi,
au probleme cu deshidrata sau subnutriți, uite cum da, nu sunt nutriți corect, pentru că... Păi, dar cu rădăcinoasele acestea. Da, și cu o șopârlă din când în când. Uite ce slăbuțe, ce subțir el și... Domnul acesta are în jur de 35-40 de ani, este preotul satului și... Ăla e preotul? Da, suntem în copilaș. Fața... Nacamalului. Nacamalul este spațiul lor sacru. Aș vrea să rămânem un pic la pietrele astea. Ce avem aici? Aici avem pietrele sacre la care se închină. Pietrele sunt puse în Nacamal, într-un spațiu sacru în care intră doar bărbații. Nacamal, un fel de templu al lor? E o colibă, pentru că altfel nu poți să-i spui, dar nu are rolul de templu ca la noi, pentru că nu în felul acesta se închină, ci este un spațiu în care intră doar bărbații, beau cava, care este... Ce cava? Nu e chiar drog, pentru că nu creează dependență cum creează un drog, dar are efecte din acestea puțin halucinogene. Da. Și este băutura zeilor. Din cauza aceasta o beau bărbații în fiecare zi, 2-3 ore stau și beau cava și îl prepară singuri. Din niște rădăcini. Pisează rădăcinile și toarnă apă și fac un terci acolo și beau cava. Aș vrea să revenim puțin la poza anterioară. Am văzut că era și o falcă de măgar sau calci. Nu are nicio legătură cu închinarea, nu? Dar cel puțin așa mi-a spus mie preotul. Ia uite, uite acolo imagine. Ce e acolo? Cred că e o falcă de capră sau așa ceva. Falcă. N-are maxilar, legătură sau e doar decorul? În momentul în care l-am întrebat pe preot, nu i-am fotografiat pentru că eu n-am avut voie să intru în spațiul acela și ca să intri în spațiul acela, uneori e voie și femeilor, dar numai la sărbători și numai îmbrăcate tradițional, adică cu frunze în jurul șoldurilor și în rest topless. Acum, la un moment dat m-am gândit că am să intru și așa, că și așa nu mă cunoaște nimeni acolo și așa toată lumea acolo e așa, care e problema că voi fi și eu îmbrăcată, dezbrăcată te ca și ele. Te identifici cu ei. Da, le-ar fi convenit să mă identific cu ei. Dar n-am prins o sărbătoare. Ori femeile nu pot să intre decât în momente de sărbătoare. Și n-a fost o ceremonie, n-a fost o sărbătoare, doar ei, bărbații, au putut să intre. Și așa că pozele acestea le-a făcut preotul. Și ce fac ei acolo? Se roagă sau ce fac acolo? Beau. După aceea povestesc. Este spațiu de socializare. Stau 3-4 ore și povestesc de toate. Vă dați seama, în momentul în care nu se întâmplă nimic, ce pot povesti? Reiau același eveniment pe toate fețele. Dacă am strănutat, atunci o să spună, Hana a strănutat. Și celălalt o să spună, da, Hana a strănutat. Acum exagerez puțin. Dar în continuu auzeam, coliba mea era chiar lângă Nacamal, și auzeam, Hana, România. Hana, România. 3 ore povești. Ce puteau să povestească, ce am spus, cum am spus, ce poză am făcut, unde vreau să mă duc, când am venit, ce voi face, ce am mâncat, ce am... tot. Pentru că acesta era evenimentul. După aceea ei m-au condus și m-am dus și în alt sat, cu cei din satul acesta despre care vorbeam. Ei au fost foarte drăguți să mă primească să stau 10 zile în satul lor. E adevărat că a trebuit să duc daruri, nu poți să te duci ca om alb fără daruri, omul alb are. Omul negru n-are. Ei n-au, chiar nu au. Chiar ce le-ai dus acolo, apropo? Te-ai dus în România, am văzut că ai avut niște rucsaci semnificativi, săracum. Ce le-ai dus? Nu din România am dus, pentru că să transport cu avionul, acolo am cumpărat, din oraș. În Vanuatu? Deci au și ei produselor. Înțeleg că Vanuatu e plin de chinezi. E plin de chinezi, poți să cumpere orice. Uite, mă, și e de rând și până acolo, te-au depășit. Oricum, China e destul de aproape de ei, nu? Față de partea cealaltă. Partea cealaltă, sigur. Dar ei sunt republică. Ca urmare au... Uite că avem aici un film. Ne uităm un pic la film. Hai să ne uităm la film. Este un film de pe insula Tana. Deci tot ce e filmat aici și mixat e de pe insula Tana, insula cea solară. Se îmbracă diferit, adică aici poartă doar un mănunc de frunze, paie, în dreptul organelor genitale, bărbații. Se numește nambas. La fel și femeile. Iar femeile poartă fusta de iarbă, adică acea iarbă e în jurul șoldurilor, roată. Ia uite, le acoperă mai mult. Fericirea desăvârșită. Da. Urmașul lui Tarzan. Da, copilul acesta are 15 ani. Dacă și... ți-ai lăsat copilul să facă treaba asta la înălțimea, o fetiță, uite, e o fetiță, nu? Nu e fetiță, e băiat. Uite, băiat? Câți ani are? Are nambas, are doar în față e acoperit. A, deci, bărbații sunt acoperiți doar în față. Femeile... Și părinții nu se tem că, uite, cade. Uite, cu fundul gol pe... Ai, nu, că e o sanie. Se dă cu sania pe nisip. Ce masaj a făcut la... Este, își construiesc colibe și în copaci de nabanga sau copaci
De fapt, este banianul, respectiv smochinul indian, copacii aceia care au foarte multe rădăcini sau crengi aeriene și atunci se lărgește așa trunchiul foarte tare. Își fac casă sus în pom? Da. Mai construiesc colibe și în pom. Înseamnă că n-au coborât din copac de tot. Colibele acelea sunt foarte sigure, pentru că sunt la înălțime. Pentru ce fac la înălțime? Uite, astea sunt pe pământ. Alea de ce le-au făcut sus? Erau în perioada războiilor intertribale. Foarte important era să te păzești. Acum nu mai sunt, dar s-a păstrat obiceiul. Cine e bătrânul ăsta? Uite ce barbă faină. Este bărbatul despre care v-am zis, Iapanichiauris, care a venit în Europa. A, ăsta e european. Da. Da, într-o excursie de câteva săptămâni. Dar nu s-o dat pe europenism. Abia așteptat să se întoarcă, asta mi-a povestit. Ce mi-am dat seama că viața voastră nu-i pentru mine, nu mi-o doresc și abia m-a așteptat să mă întorc la viața mea. Uite ce fac. Îi împletește părul într-un fel ritual. Băiatul acela care mai înainte s-a dat pe liană ca și Tarzan, așa, este dedicat spiritelor și n-are voie să fie atins în păr decât de anumite persoane. Băiatul ăla? Da, uite, acum nenea îi împletește părul într-un sens ritual. Ce înseamnă cu că e dedicat de spiritelor? Iar un statut special? Da, se un statut special. Preot, sau ce? Nu va fi preot, dar e ca un călugăr la noi, să zicem, dar e o extensie așa europenizată. Și are un statut mai special. Da, și se comportă într-un fel special, mănâncă anumite lucruri, n-are voie să fie atins de femeie, nici de propria lui mamă sau soră în păr, pentru că este sacru. Există un criteriu după care ei fac alegerea asta sau e aleatoriu? Sau el e propus, este sau este el vrea o dorință personală. În primul rând trebuie să fie o dorință personală. Și nu e împotriva voinței lui. Se circumcidă. Uite, avem aici. Ce e aici? Un dans ritual de fertilizare a plantelor de iam, de igname. Sunt foarte cunoscute așa la nivel mondial. Iamul este o rădăcinoasă așa lungă, tot carbohidrați, nu cartof, altceva. Igname. Și este hrana lor principală în zona aceasta și e foarte important să aibă produse multe, adică să dea roade grădina. Și atunci ei dansează. Sunt de asemenea doar bărbați între ei, femei nu sunt. Sau și femei imediat. Dar femeile de pe margine au un dans în jurul bărbaților. Ascultă-mi un pic. Ascultă-mi. Filmat aici, văd că ai învățat pe cineva să filmeze? Ghidul. Că nu merg la școală, nu au sistem educațional, n-au nimic, învață așa natural, unii de la alții. În zona aceasta izolată, nu doresc școală. Șeful de trib nu-i lasă să meargă la școală, pentru că atunci își vor pierde tradiția. Atunci se vor întoarce cu idei occidentale, noi, civilizate, și sistemul își va pierde puterea, și este adevărat. Pentru că în momentul de față, în sistemul acela izolat, șeful de trib are autoritatea și e foarte important să fie autoritar. El este un fel de despot.
nu în sens negativ, e arbitrar, spun, sau dar pur și simplu el exercită trebuie să există o autoritate și atunci el hotărăște cine ce face. N-ai voie să pleci din sat fără să te lase, nu să te muți, să te duci într-o călătorie. N-am avut voie să intru în sat fără să aibă loc o discuție, șeful de sat să fie de acord să vin în sat. Să te evalueze, să vadă despre ce e vorba și să se asigure că nu ești un vrăjmaș. Da. Ai intenții pașnice. Da, corect. Pentru că altfel nu se menține societatea. Iar copiii sunt informați că poate să meargă la școală sau nu? Păi nu pot să meargă la școală din moment ce părinții sunt supuși șefului de trib și șeful de trib nu-i lasă. Și dacă un copil vrea să meargă la școală, atunci trebuie să fugă de acasă, să zicem, dacă deci din zona aceea. Dar ei sunt atât de pătrunși de forța clanului, încât nimeni nu va lua o decizie, nici copil, nici adult. Împotriva. Pentru că ei nu știu că există libertate în felul acesta. Deci nu sunt informați, practic, uite, ar putea să existe și un alt tip de viață, n-ai vrea să alegi, pentru că școala e na. Nu există alternative într-o societate de genul acesta, ca să vieze. În momentul în care au intrat creștinii, pentru că asta a fost problema, și au încercat să schimbe datinile, tradițiile și așa mai departe, au rupt societatea. Satele care încă mai pot să rămână izolate în tradițiile lor, văd că celelalte sate sunt rupte în ceea ce privește vechile tradiții și unii mai cred, dar majoritatea nu mai cred și nu mai există autoritate și autoritatea o au alții, poate că o au preoții creștini, poate că au pastorii, poate că au profesorii, dar oricum nu s-a mai păstrat ierarhia veche. Nu sunt neapărat mai fericiți nici creștinii decât ceilalți și atunci zic, de ce să ne schimbăm? Ei altfel astfel își apără încă reduta tradiționalismului. Despre religia lor și alte crezuri nu mai avem timp să discutăm în seara aceasta, însă în ocazia următoare, dacă ne promiți că vei fi alături de noi, atunci o să discutăm și chestiuni legate de religie și alte aspecte. Vorbește-mi puțin despre relațiile interpersonale. Am înțeles că există o ierarhizare foarte delimitată între bărbați și femei. Bărbații sunt superiori, femeile inferioare, înțeleg bine? Da. Sigur, forța face ca bărbatul să fie în orice societate mai tare și să se impună. Femeile, din păcate, nu au nici un pic de autoritate. Mi s-a părut că este foarte greu să fii femeie, mai ales dacă vii din Occident, pentru că vii cu alte idei în zona lor. La un moment dat, chiar și în carte spuneam, Am scris, dar lucrul acesta a fost mult preluat și în mass media, că în Vanuatu femeia e pe locul 4. În sensul că primul lucru și cel mai important în Vanuatu sunt porcii. Pentru că este valuta forte. Cultivă porci. Da, o cresc porci. Cresc porci, da, într-adevăr. De la capitanul Cook încoace, li s-au adus porci. Mai târziu, în al doilea război mondial, vaci, cai. Înainte capre, oi, pentru că pe insule nu fuseseră înainte. Și pentru că este ușor de crescut porci, mai ușor decât altceva, prin porci se face schimbul. Mai foloseau înainte și niște pietre valorice, vorbesc de perioade ancestrale când încă nu foloseau banul, exista ca în toată zona polineziană niște pietre rotunde care erau ca niște inele și acelea erau marfa de schimb, dar porcul e mult mai ușor de făcut, cu porcul e mai ușor, așa că o nevastă costă 4 porci. Dacă o nevastă costă 4 porci. Deci dacă ai 4 porci și dai un om, îți dă nevastă, îți dă fica. Fica, da, postensori. Dar unii nu pot să crească nici 4 porci și rămân multă vreme necăsătoriți. După aceea, e foarte importantă grădina, pentru că n-ai ce să mănânci dacă n-ai grădină, adică un pic de teren. Apoi important este coliba, pentru că este zona în care locuiești, este spațiul de care ești legat și apoi importantă e femeia. Porcii, grădina, coliba femeia. Și femeia. Sper să nu imite obiceiul acesta sau modelul acesta nimeni care ne ascultă. Mai avem foarte puține minute la dispoziție. Văd că ai venit pregătită cu câteva cărți. Vrei să ne le prezinți? În primul rând, cartea Ultimul Canibal, pe care l-am scris, nu pot să zic că în Vanuatu, ci pe baza jurnalului din Vanuatu. În fiecare zi tot timpul am scris tot ce mi se întâmplă, tot ce trăiesc, tot ce vorbesc și așa mai departe, pentru că altfel aș fi uitat toate trăirile interioare. Așa că această carte a făcut
sau este rodul, este rodul călătoriei în Vanuatu. Da, aceasta este o carte de poezie scrisă în Vanuatu, Poeme pentru Erutonga, dar este varianta poetică a experienței vanuateze. Într-adevăr, este poezie, pentru că mie îmi place foarte mult să scriu poezie. Iar astea alte cărți, oricum n-am putut vorbi despre astea, poate altă dată, sunt rodul călătoriei mele în India. Poemele, poeme hindice, pentru că întotdeauna, sau încerc să fac tandemul acesta, poeme și proză, plus romanul, acesta este roman. Ultimul canibal nu este roman, ultimul canibal este realitate, sau cum să zic, proză non-ficțională. Unde pot fi cumpărate aceste? În librării. În librării. Sau pe net. Sau pe net. Da, se poate găsi. Hana, îți mulțumim pentru că ai fost alături de noi. Timpul nu ne permite să continuăm emisiunea. Însă, pentru că ne-ai vorbit despre cele două cărți verzi, Dansul pe Gange sau Dansul pe Gange și ce mai e cealaltă? Poeme hindice. Poeme hindice, înțeleg că acestea sunt rodul călătoriei tale în India. Da. Într-o emisiune următoare o să te rog să abordezi și această călătorie și să ne spui cu ce ai devenit mai bogată în urma călătoriei din Bine. India. Îți mulțumesc mult de tot pentru că ai fost alături de noi. Cu drag. La revedere. Dragi telespectatori, suntem la finalul acestei emisiuni. Foarte interesant, lucruri pe care le-am auzit. Vanuatu, capătul pământului, o altă istorie, o altă civilizație, o altă cultură. Nici nu știu dacă să le cântărești, să spui că e mai bine, e mai rău, suntem mai avansați sau mai dezavantajați, mai în față sau mai în spate. Rămâne de văzut cum stau valorile. Rămâneți alături de noi, peste o săptămână revenim cu povești din Vanuatu și împreună cu Hana Bota. Eu vă mulțumesc că ați fost alături de noi. La revedere!